Postul nostru de televiziune a avut onoarea de a-l avea invitat în această dimineață pe maestrul Pera Bulz, care a fost declarat tezaur uman viu de către UNESCO. Emisiunea cu celebrul taragotist, care a fost însoțit de alți doi virtuozi, saxofonistul Dorin Iovan și acordeonistul Florin Miron, poate fi urmărită pe paginile de Facebook 1TV Deva, Pop Maria Ioana și Super Dimineața, precum și pe canalul de YouTube a postului nostru de televiziune. La 75 de ani, o vârstă frumoasă pe care Nenea Pera a împlinit-o de curând, marele instrumentist din comuna Vața de Jos își dorește ca toată lumea, ca viața cotidiană să revină la normal și în aceste clipe grele transmite un mesaj de susținere către cadrele medicale din județ, dar și pentru toți hunedorenii care se află în suferință din cauza noului coronavirus. Cel mai important lucru este ca să le transmit, să aibă grijă de noi de toți, pentru că e mare lucru un medic are multe asupra lui. Dar ne-au primit și ne primesc întotdeauna la cazurile noastre și le mulțumim din suflet. În al doilea rând, pentru toți cei din Hunedoara, din județul Hunedoara, din țară, cei cu care ne cunosc, le transmit multă sănătate, fericire, sănătatea în primul rând, care e cea mai importantă, și să auzim de bine. Situația în județul Hunedoara în ceea ce privește îmbolnăvirile cu COVID-19 nu este deloc roză. Astfel, incidența în județ a crescut față de raportările de ieri, ajungând de la 7,11 la 7,22 la 1000 de locuitori, iar comuna Brănișca, în care rata de infectare cu SARS-CoV-2 a depășit 40, a fost carantinată începând cu 25 octombrie pentru 2 săptămâni. În județul Hunedoara, din cele 69 de unități administrative teritoriale existente, în 30, rata de infectare este mai mare de 6 la 1000 de locuitori. În alte 24, depășește incidența de 3 și numai în 2 comune cu populație redusă nu se înregistrează cazuri de COVID-19.